Bună seara, bine ați venit la Esențial. Discutăm astăzi despre economie, dar prin prisma economiei digitale. Vorbim despre inteligența artificială, despre cum ne poate schimba viețile, dar mai ales despre cum ne poate schimba economia și cum poate să schimbe companiile în care lucrăm sau unde suntem antreprenori. Împreună în această seară din studioul fi România cu Radu Țoncu, este director de marketing la Cluster Power, Bună seara Radu Țoncu! Mulțumesc Bună pentru seara. prezență. Bună seara Bună Radu. Seara. Mulțumesc pentru invitație. Alături de noi este și Bogdan Pietroiu, este director tehnic la Druid AI, este o companie implicată în zona aceasta de inteligență artificială. Bună seara Bogdan, mulțumesc pentru prezență. Bună seara. Mulțumesc și eu pentru invitație. O să vă rog pentru început să ne spuneți mai precis cum sunt implicate companiile pe care, pe care, le reprezentați în zona aceasta de inteligență artificială și evident și câteva cuvinte despre companie. Te rog, Radu, să, te rog să deschizi tu discuția din seara aceasta. Clasa Power a fost înființată acum patru ani cu dorința de a aduce în România tehnologie și infrastructură pentru computing de înaltă performanță și a construit la Mischi primul data center din regiune Gândit din start ca fiind hyperscale, asta înseamnă capacități foarte mari, care pot fi redimensionate și crescute oricât de mult, în funcție de nevoile pe care clienții pe care noi îi aducem le au. Hypercomputing și AI, infrastructură pentru AI, presupun câteva criterii: să poată să aibă acces la conectivitate de mare capacitate. Uh, scalabilitate foarte mare, acces la energie electrică în volume foarte mari, pentru că zona de computing consumă curent electric și o eficiență în consumul de energie. Și am făcut noi la MISCHI, a fost să construim cel mai mare uh, campus tehnologic din regiune. În uh, ce tot... regiune este? Și să spunem și acest lucru. Uh, din... A, ah, vorbim uh, de Europa el, de... El este chiar construit sau? lângă da, Craiova. La lângă Craiova, asta vreau să da. Mischi se numește, da. Miski este o este localitate. o localitate din câmpia română unde... Mm. Nu e atât unde de cunoscută, dar o să o faceți celebră sau... Devine, cale, celebra, să, da? devine celebră și... Uh, E o zonă foarte bună pentru că avem acces foarte bun la conectivitate, la rețeaua de gaz, la rețeaua de energie electrică. Uh -huh. Faptul că acestea au fost și criteriile pe care ați ales această zonă. Na, da. Na. Da. Nu intrăm acum neapărat. Lucrul ăsta ne spus. dă posibilitatea să, să putem construi oricât de mare. Uh, și da, sunt câțiva parametri pe care uh, îi avem care ne pun în poziție. Uh, lider pentru a construi în România infrastructură uh, necesară pentru transformarea digitală, noua transformare digitală, dacă vrem, uh, prin AI, uh, a României și nu doar. Suntem, mai insist doar cu o întrebare, suntem Radu cu sunteți Radu cu mai degrabă, prin companie, un tip de infrastructură absolut necesară pentru uh, inteligența artificială, Poți să o numesc așa? Well, sunt trei componente când vorbim de inteligență artificială. E partea de modelare și aici Bogdan este Imediat o să doctor în subiect. E partea de date, setul de date pe care îți antrenezi acel model și infrastructură. Deci fără una din astea trei componente nu putem vorbi de high performance computing sau de AI. Și atunci noi oferim una din aceste componente e critică. Fără accelerare și fără tehnologie avansată, nu poți să faci AI. Vorbim de seturi foarte mari de date, care în mod tradițional, printr-un computing, uzual, analiza și procesarea acelor date durează luni. În zona aceasta de GPU, Accelerated Computing, vorbim de ore sau chiar minute. Și atunci, pentru a putea fi eficienți, e nevoie de infrastructură de GPU, e ceea ce noi construim în acest moment. O să ne întoarcem la ceea ce faceți voi și la infrastructură. O să rog însă acum pe Bogdan, Bogdan Pietroiu, druid aici, cum spuneam la început, să ne, mai să ne spună câteva cuvinte despre ce face druid și apoi despre modelare pentru că Radu spunea mai devreme că ești să zicem specialistul din această cameră cel puțin. Mulțumesc. Da, Druidai este un startup înființat acum 5 ani de 4 patru fondatori români care și-a propus să aducă asistenți virtuali, inteligenți, în, în companii, în enterprise. Practic, punând la dispoziție un, un asistent cu care poți să vorbești pentru fiecare din, din angajați, elimini timpii, timpii morți prin care cauți prin aplicații informația de care ai nevoie, nu mai e cazul. Doar trebuie să știi să vorbești e, uh, cu, pe un, un chat, WhatsApp sau Teams sau orice alt uh, mediu de, de comunicare, uzual pentru noi, într-un limbaj natural și îți obții informațiile înapoi. Uh, și chiar la nivelul acesta, vă gândiți că se, se va ajunge și companiile vor implementa adică asistentul nu și omul. Noi avem, sau... noi avem sute de clienți. Uh -huh. deci, care lucrează în felul acesta. Care lucrează în felul uh -huh. acesta. Români, companii români din banking, din healthcare, din, din mai multe okay. domenii. Este deci și întâmplă, se... să zicem. Se și întâmplă. Numai că se se întâmplă, întâmplă. Se întâmplă la momentul acesta. Pe ce ne bazăm noi tehnologia este... Uh, în, în tehnologia noastră există și o componentă de uh, inteligență artificială. Ca să fac o paranteză, inteligența artificială este mult spus. Eu, care sunt un om tehnic, uh, pot să spun că nu știu. E vorba despre machine learning. Acele, acele modele pe care le antrenezi cu dându-le date, după cum uh, povestea și Radu mai devreme, uh, având un algoritm, le dai date și compute. Ce înseamnă compute? Este fix ceea ce pun ei la dispoziție. O, an, o capacitate de, de calcul foarte, uh, foarte puternică care uh, permite modelului să învețe. Să învețe din datele pe care le dai în, în baza algoritmului cu care, care a fost mm -hmm. presetat. Ok, puțin mai încolo să discutăm și despre inteligența artificială generativă și atunci o să. Da. O să poate o să, sunt, o să fim pe alt palier sau așa înțeleg, dar. Da. Bun. Să ne întoarcem însă la Druid. Deci există, iată, această dorință a companiilor românești și străine prezente pe piața locală să dezvolte astfel de aplicații, să le numesc, sau astfel de tehnologie, nu? Da, face parte din uh, curentul de digital transformation, practic uh, uh, transformarea uh, companiilor uh, prin îmbunătățirea proceselor, digitalizarea proceselor. Și... Ok. Întrebarea pe care probabil că o au acum cei care ne ascultă, inclusiv eu, este: Bun, dar dacă aducem câte un asistent la fiecare om, uh, nu cumva să mai răresc oamenii? Adică. Mai eficientizăm. nu? Repet, nu cred că e ceva rău un lucru acesta, dar cred că e o întrebare pe care oamenii și o pun în mod legitim. Uh, nu înlocuim nu uh, un om, pentru că nu era un om care să se să răspundă din procedurile interne ale, uh, ale companiei. Uh, ci doar eficientizăm acest, acest proces. În loc okay. să, să se caute niște date foarte mult timp, le -ai, ai un răspuns. Sunt instant. mult mai simplu de găsit, să zicem. Da, da. Așa pe înțelesul da. nostru. Plus că acest, mai sunt și procese operaționale care sunt uh, optimizate. Uh, în loc să intri în șapte aplicații să cauți date despre un client sau să introduci niște vizite pe la un client, doar vorbești cu asistentul tău și spui că ai fost la clientul... Uh, X și ai setat un deal, și toate lucrurile astea se reflectă în infrastructura IT din spate. Aici infrastructura. aș, aș, aș <coughs> face sau... un pic o, scurtă rog, o completare. Rad. Multă lume s-a temut când a apărut uh, CGPT, că CGPT va înlocui uh, oamenii. Locuri de muncă. Locuri da. de muncă. După aia a apărut o glumă pe internet că nu te va înlocui CGPT, mm -hmm. ci te va înlocui un om care va ști să folosească mm -hmm. CGPT. Mm -hmm. Asta cumva se transformă încet încet în noua transformare digitală a societății, companiilor modului în care noi relaționăm Pentru că prima oară se punea accentul pe utilizarea unor tehnologii digitale Apoi se punea accentul pe automatizare RPA, Robotic Process Automation Acum folosind uh, infrastructură care accelerează procesele, GPU Folosind seturi mari de date și folosind aceste modele care sunt capabile să înțeleagă datele respective și să le sistematizeze și să genereze niște răspunsuri pe baza unor întrebări, toate procesele care până acum erau ineficiente devin eficiente. Și aici putem să ne referim la learning, la procesul de învățare. Și e un domeniu în care Druid activează, dincolo de partea asta de. Uh, interacțiune mașină-om. Da? Uh, Poți să înveți foarte repede și foarte eficient, pe o curicula dedicată fiecărui om, un ceva, o materie, un proces, uh, un domeniu nou. Uh, vorbim un domeniu dintr-o altă extremă, agricultură. Vorbim de agricultură de precizie, în care ai algoritm care identifică. Care plantă este buruiană, care plantă este din sămânța corectă, îi dă, analizează structura solului și dă tratamentul și apa atunci când au nevoie. Toate astea se bazează pe ei. Și atunci nu cred că oamenii, care și așa avem o problemă în toate, la toate palierele cu forța de muncă, căutăm oameni buni, calificați, capabili să țină pasul cu creșterea economică și cu creșterea companiilor. Ok, sunt fluctuații, dar în general, economia crește e nevoie din, de, de tot mai mulți oameni specializați. Ei, ul vine să ne ajute să ne specializăm repede. Bun, încă o întrebare Țoncu, te rog, și anume, vorbeam despre infrastructură mai devreme. Sunteți, cum spunea, o companie care dezvoltă infrastructura. Unde se plasează România într-un context regional și european vis-a-vis -vis de infrastructură. Mm. Zona infrastructurii, în zona infrastructurii, Europa a rămas în urmă. Da, deci. Există infrastructură. față de Asia la nivel, și Statele Unite? Față sau de la ce ne Asia și Statele Unite. Uh -huh. Acum este o dezvoltare foarte rapidă, și în zona Middle East, în care vedem investiții masive. Care caută să transforme modelul economic dintr-unul dintr bazat pe hidrocarburi către noi tehnologii și vedem investiții în aerospațial, în uh, financiar, în zona asta de new technologies, research, medical și așa mai departe. Uh, dar Europa s-a trezit. Uh, da, vorbește tot mai mult despre cloudul suveran european, vorbește tot mai mult despre posibilitatea de a avea în Europa infrastructură performantă, investește tot mai mulți bani în zona asta de uh, uh, ferme de GPU uh, data center capabile să susțină creșterea în acest, pe acest palier. Uh, România uh, este, până acum a fost privită marginal. Da. Cluster Power, acum patru ani când s-a înființat, a avut viziunea uh, dezvoltării uh, economice bazate pe digitalizare. De-aia și uh, campusul pe care l-am uh, conceput, primul nostru campus, acum dezvoltăm noi uh, zone. Uh, a fost gândit hyperscale, capabil să deservească nu doar nevoile pieței locale românești, care crește, dar și nevoile pieței europene. De-aia vrem să fim parte din cloudul european, de-aia ne poziționăm ca o alternativă, dacă vrei, la zona clasică, tradițională din Europa, FLAP, Frankfurt, Londra, Amsterdam, Paris și Dublin. Acolo sunt concentrările cele mai mari de data centre. Europa de Est are un potențial foarte mare de dezvoltare. Potențial care vine, pe de-o parte, din forța de muncă supercalificată, și vorbim de absolvenți de Politehnică, dar vorbim de multinaționale care și-au adus. Know-how și au contribuit la dezvoltarea generațiilor, și vorbim de o abordare foarte antreprenorială în Europa de Est, în care oamenii și mai ales generațiile noi se încearcă și se gândește din start mare la nivel internațional. Pe partea cealaltă e nevoie de infrastructură și asta vrem noi să facem și asta ne-am propus să facem: să avem în România nu doar pentru România, dar pentru întreaga regiune și pentru toată lumea, infrastructură de înaltă performanță capabilă să deservească cele mai complexe cerințe. Și atunci România poate deveni un pol regional și o și toată regiunea o alternativă la uh, regiunea clasică FLAP. O să ne întoarcem la tema aceasta a unui pol regional, așa cum ai spus Radu Țoncu. O să, vă, o să rog însă pe Bogdan Pietrui să ne mai vorbească un pic despre... Felul în care vede digitalizarea, digitalizarea României, spuneai mai devreme că sunt deja companii care utilizează inteligența artificială. Dacă ea poate fi extinsă, și, sigur, marea durere uneori pe care o încercăm este că am vrea să o vedem și în zona administrației centrale și eventual locale, probabil că nu e locuri se vede, dar mai, mai e loc de progres. Și în context, poate o să te rog să ne spui, Bogdan Pietroiu, și uh, care sunt uh, eventualele bariere pe care le vezi în uh, dezvoltare. Da. Uh, procesul de digitalizare, uh, cred că are o, o curbă accelerată uh, în implementare și cred că vine mai degrabă din... Uh, din diferențiatorul pe care îl aduce, plusul care îl aduce companiilor, practic optimizând aceste procese și uh, dându-le uh, angajaților uh, superputeri, pentru că ei își pot termina uh, tascurile mai repede decât uh, le-ar face în mod uh, normal uh, un om, uh, a devenit uh, mai mult decât, uh, o, să spunem așa, un moft cu mele de rigoare. Este e o necesitate, este modul prin care poți să ieși în fața competiției, modul în care îți poți deservi clienții mai bine, modul în care clienții pot, pot face uh, self-care, adică să își actualizeze datele personale singuri, să își verifice uh, situația contului, oricare ar fi, deci orice natură ar fi el. Și atunci, pro, acest proces de digitalizare este un proces, e, e, o, e o metamorfoză. Aduce companiile din, dintr-un old school într -o, într -o, în, la realitate. Realitatea de care ne lovim cu toții, toată lumea are telefoane, toată lumea știe, sau cel puțin noua generație are telefoane. Și uh, vorbind acum de bariere, cred că este, este vorba și de uh, capabilitatea oamenilor de a de a procesa informațiile date de, de către sisteme și de a le înțelege. Pentru că ascultam zilele trecute o statistică, 28% din, din populația României accesează internetul. Deci, practic, dacă oamenii nu știu să, să folosească tehnologiile care sunt disponibile astăzi, nici nu o să beneficieze de ele. În mod direct. Um, uh -huh. Asta este o barieră. Deci, Aici... o primă barieră este ca, eu știu, oamenii să, să utilizeze și să, să aibă niște abilități, nu? Minime! Minime! Abil Trecând la niște abilități minime, după aceea ele se da, pot dezvolta nu, nu li se cere să, să fie ei data scientist, uh -huh. dar să știe să facă o căutare pe internet, uh -huh. de exemplu. Da. Aici văd barierele, cred că pe măsură ce tehnologia avansează, acest procent o să crească. O să mai crească. Dar am văzut că și sunt comentarii și cei din zona de IT spun totdeauna că România are totuși o viteză bună a internetului, are și o infrastructură mai mult decât decentă, da. dar în acel indice DESI care ne arată, cum spuneai, capacitatea și abilitățile, acolo suntem un pic mai, stăm destul de rău la nivel european. Da. Așa este. Deci acolo ar trebui să să învățăm, nu? Despre asta e vorba. Să învățăm. Este despre învățare, dar este și un, un pericol pentru că pe măsură ce uh, tehnologia progresează, cei care nu nu țin pasul cu ea, practic... Se timp... simt pierduți, să zicem. Sau da, simt că da. rămân în, în urmă. Da, dar aici cred că este vorba și de uh, generațiile de, nu știu, vârsta a treia, unde lucrurile nu sunt... Uh, Atât de... E mai complicat acolo. Da. Doar să reamintim, suntem la RFI România și din studiourile de la București discutăm la emisiunea Esențial despre inteligența artificială, felul în care poate schimba economia. Asta ne propunem să discutăm în seara aceasta. Împreună vă reamintesc cu Radu Țoncu este director de marketing la Cluster Power, și cu Bogdan Pietroiu, director tehnic la Druid AI. Sunt companii implicate în acest în această zonă, chiar dacă într-o zonă diferită ar implicat în zona de inteligență artificială. Radu cu spuneam mai devreme că România își propune să devină sau își dorește să devină un tip de hub regional. Sunt șanse, așa cum le vedeți voi din zona de business, și doi, dacă vrei, te rog, adaugă și tu lista problemelor, așa cum o vezi tu, a micilor bariere sau lor bariere pe care le vezi. Ca să completez ce spunea Bogdan, mă rog, eu sunt un pic mai optimist din perspectiva asta și mă uit la noile generații. Am un băiat de 16 ani, deci Mulțumente. e exponentul generației tech, s-a născut cu telefonul în mână. la 16 ani el își propune și se auto e autodidact. Mm -hmm. Acum se concentrează pe zona de trading și okay. studiază și analizează și. Uh, trading financiar, Trading, trading financiar, uh -huh. exact. Uh, și spune niște probleme pe care eu la vârsta mea nu mi le pun. Da? Uh -huh. uh, nu i-a sugerat nimeni, dar uh, se documentează din uh, resurse publice. Internetul este un foarte bun profesor dacă știi unde și ce să cauți. Și de eu sunt un pic optimist pentru că. Chiar... Aici arată o paranteză, scuză mă pentru că vreau, nu vreau să, să, să intrăm într-o zonă prea populară sau prea populistă, dar aș vrea să te întreb. Ai dat exemplu fiului tău foarte bine. Știm însă că România arată ca o. a spus cineva, cred că guvernatorii se răspundea că arată ca o blană de leopard, adică cu pete albe și cu pete argintie sau mai frumoase, adică sunt și pete zone sărace sau Într-o dezvoltare uh, rămasă în urmă, uh, copiii de acolo au aceeași șansă? Uh, Sau dacă își doresc, o pot avea? E, e o șansă mai mică, dar o pot avea, pentru că digitalizarea, internetul, are o penetrare foarte bună, inclusiv la sat. Da? Uh -huh. uh, accesul la informație există. Curicula școlară, da, trebuie e schimbată, de discutat, da, da. e de discutată acolo pentru că ceea ce învață și modul în care învață la momentul de față nu mai este așa cum am învățat noi acum 30 de ani. Cantitatea de informație la care copiii au acces este de mii de ori mai mare decât cea la care noi aveam acces. Și atunci, a, și metodele de căutare acestei informații, de accesarea acestor informații, se schimbă. Nu mai e timpul pentru, poate, manualele clasice cu 300 de pagini pe care le aveam noi. Acum căutarea se face la un click distanță și se face aplicat la o nevoie care trebuie rezolvată de atât. Deci școala trebuie să școala meargă trebuie pe să, țină drum, pas. să zicem. Trebuie să țină pasul cu dezvoltarea tehnologică și dezvoltarea economiei și dezvoltarea societății overall. Bogdan vrea să completeze câteva da, lucruri. Da, fiind și un pic în domeniul legat cel puțin de domeniul IT... Pot să spun că uh, acest domeniu este foarte dinamic. Tehnologiile uh, apar și dispar în, într-o perioadă de câțiva ani și atunci uh, cred că o, șco, școala și învățământul nu pot să, să țină ritmul cu noile tehnologii care apar și dispar. Există o bază care se predă la nivel academic și care uh, este mai mult. Uh, uh, algoritmic decât uh, efectiv în, în viața reală uh, și uh, cred că există și dorința proprie de a de a progresa. asta face diferența dintre uh, un uh, un practicant și un doar un uh, un om care a trecut printr-un uh, un anumit curs. Uhum. Bun, și... dar Radu Țoncu punea o temă importantă, și anume, școala trebuie să se schimbe un pic În modul ei de abordare. Crezi că ea s-a schimbat sau se va, se va putea schimba? Mă refer la tipul acela de care vorbea Radu, și anume, mai mult dinamism, o altă abordare mai puțin centrată pe a reține sau învăța ca un papagal, scuze, ăsta poate ați auzit termenul, și pentru a fi mai creativ. Da, nu aș, nu, nu aș generaliza uh -huh. să schimb tot, tot modelul, Niciodată. dar există uh -huh. există în afară, cel puțin pentru IT, modele de cursuri da? și, de, și de programe care sunt de succes. Dacă ne uităm la nu știu, universitățile de afară, ei produc foarte, foarte multe creere și minți luminate și cred că și procesul este o parte a acelui rezultat. Bun, e interesant că atunci când a venit vorba de bariere, să spunem, am ajuns la, sau eventuale probleme în calea dezvoltării, am ajuns la, la educație, la învățământ, la învățământul de specialitate, cred că suntem în miezul problemei, mă gândesc. Dar mă întorc la Radu, Radu Țoncu, și o să te rog să ne, să ne întoarcem la temă, la, poate la întrebare dacă dorești, hub regional, dacă mai sunt și alte mici, mari bariere. La nivel de adopție, cum am povestit până acum, lucrurile sunt pe drumul cel bun, pentru că dacă ne uităm la ea, el este prezent în viața noastră de mult. Da, de la filtrele de pe Instagram pe care orice copil mai nou le folosește, la hărți, la toate aplicațiile cu care ne-am obișnuit. Următorul pas a fost acest Generative AI despre care ai pomenit mai devreme, în care. Este ai într-o formă ușor accesibilă, conversațional, imagistic, video, deci lucruri care pot fi ușor de uh, înțeles și ușor de, de atins, dacă vrei. Okay. ai însă, din, din aproape în aproape, se duce către domenii mai profunde, cercetare, uh, automatizare de procese în fabrici, agricultură, uh, Toată industria, toate domeniile sunt atinse sub o formă sau alta de AI. Dacă nu sunt acum, vor fi. Și atunci, zona de adopție, educarea cu ceea ce înțelegem prin AI, se face pas cu pas, într-un mod tot mai accelerat. Partea de educație. Da, vor fi oameni care vor fi capabili să creeze algoritmi. Vor fi oameni capabili să-i utilizeze. Da? Din nou, instituțiile politehnice, afară de din totdeauna, în România tot mai des, sunt conectate la economia reală. Da? Există startup uri care apar de pe băncile facultăților, există programe de colaborare între mediul academic și mediul privat, companii, pentru a crea laboratoare, pentru a crea, a su susține zone de cercetare pe domenii reale, adică, nu știu, o companie are nevoie să caute nu știu ce uh, algoritm, studenții pot ajuta. Da? Și astfel se creează competențe care sunt ancorate în realitățile unei economii. Vorbind în partea aia de dezvoltarea companiilor, aici sunt câteva bariere. Una este dacă vrei gândirea la, la, la uh, scală mare. O companie care se dezvoltă în România și se gândește să fie lider în România nu va avea succes. De ce? Pentru că piața este internațională. Și atunci o companie care își propune să crească pe termen mediu și lung trebuie din start să gândească o strategie pentru a cuceri lumea. Asta e una. Pentru a o reuși... Să dacă Druid își propune lucrul ăsta, dar te rog, te da. de... Pentru a reuși e nevoie de finanțare. Iarăși, la nivel mic, în România, sunt ecosisteme de startup-uri, Ecosisteme de venture capital care uh, aduc bani în economie și în crearea și dezvoltarea de astfel de idei. Însă, nivelul în România încă este mic. La nivel regional stă mai bine și sunt țări precum Polonia, nu știu, care uh, au fonduri un pic mai mari. Dar dacă ne raportăm la ce se întâmplă în Londra, ce se întâmplă în Statele Unite, dimensiunile, scalele sunt complet diferite. Avem un exemplu care ne-a făcut să visăm pe toți. Nu și știm, nu mai dăm acum, sau putem să-și dăm. Nu, celebra companie care a ajuns la New York. Dar poate fi doar excepția care confirmă regula ceea ce spuneai tu. Nu, e, cred, o companie care sparge gheața. Și cred că chiar și în Aha. sala asta avem niște companii care au potențial să devină unicorni. Ok. Te rog, Bogdan Pietrosu, apropo de gândește la nivel internațional, așa cum spunea Radu, dacă vrei să ne spui câteva lucruri. Da, globalizarea este e un accelerator pentru că Îți pune în față nu competiția locală, ci competiția din, din toată lumea. Mai, mai ales în, în IT, în software, unde toate asset sunt digitale, nu muți marfă, nu, adică poți să îți duci produsul oriunde foarte repede. Și atunci, dacă nu gândești la o scală globală. Uh, riști să să fii dominat de, de către competiție. Competiție care are altă, uh, altă viziune asupra expansiunii. Uh, și noi uh, suntem uh, suntem prezenți în aproape toată lumea. Uh, în urma unei uh, runde de investiții, uh, o rundă B uh, din de anul acesta uh, am declanșat uh, o, o expansiune în Middle East, uh, America, în mai multe zone. Avem angajați în, în toată lumea și, da, și ăsta este planul, uh, planul nostru. Bun. Uh, Raduțomcu, mă întorc la tine și o să te rog, pentru că ai, uh, uh, din, uh, așa, din întâmplare, ai omis un pic o variantă, și anume aceea inteligență generativă care ajunge să scrie singură, singură codul. Acum nu știu dacă e legendă mit sau e doar o sperietoare sau o conspirație pentru noi cei care ne pricepem mai puțin, dar văd că e luată în calcul și această idee. Toată lumea vorbește despre Artificial General Intelligence, care e calificată ca fiind uh, acea inteligență capabilă să rezolve orice altă problemă, și ar pune omul. Uh, unii se temeau că, în urma scandalului de la OpenAI de acum o lună, gata, exact. au găsit și ce ne face. Da, 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 da. După care uh, zvonul ăsta s-a mai, mai diluat așa. Uh, nu sunt eu specialistul aici, Bogdan poate să spună, pentru că el se joacă toată ziua cu uh, astfel de algoritmi și eu îi știe mai intim, uh -huh. uh, dar cel puțin din ce am studiat și uh, informațiile pe care le am, încă sunt în departe. Da? Până la urmă, acești large language models uh, sunt capabili să uh, proceseze seturi mult mai mari de date decât le poate procesa un om dar până la urmă procesează date, da și se bazează pe ceea ce există deja. Creativitatea, așa cum, da, e ok, ceea ce vedem la nivel de creație imagistică, texte și așa mai departe, există creativitatea acolo, dar se bazează pe o ceva care deja există. Ok, că trebuie să ne bazăm pe ce avem și să folosim Ceea unu, ce aveam, unu, nu nu contează cum sunt utilizați algoritmii ăștia. Va conta de asemenea și uh, railguardurile, nu uh, normele de utilizare, de dezvoltare și de utilizare. Uh, și cred că eiu este ca orice alt instrument pe care omenirea l-a dezvoltat de-a lungul timpului. Da, motorul termic poate să fie într-o mașină care te izbește de gard dacă nu ții volanul bine, nu bomba Reacția, fuziunea nucleară poate să fie o bombă sau poate să fie o centrală care luminează un oraș întreg. Depinde de noi, oamenii, cum vom utiliza această tehnologie. Aveți ceva de adăugat, Bogdan Pietruiu? Sunt de acord. Artificial General Intelligence este departe. Cea GPT a fost o sperietoare pentru, pentru chestia asta mm -hmm. la momentul ăla de inițial, dar. Este, este, încă departe. Cât despre um, standardizarea și um, reglementările cu privire la uh, inteligența artificială, uh, cred că sunt un lucru foarte, foarte bun, pentru că pentru un moment opuneai, a luat o a luat-o înaintea tuturor, adică a surprins pe toată, toată lumea la momentul acela și cred că și uh, pe cei care reglementează aceste lucruri i-a surprins și atunci se trezesc un pic. Da, acum s-au trezit un pic, încep să reglementeze, încep să se facă niște și niște alianțe și niște norme de utilizare. Și sper să, ca totul să fie bine, să funcționeze. Da. Avem, stimați invitați, doar câteva minute, o să vă rog să tragem împreună câteva concluzii și poate cu o privire nu atât de departe, ci măcar spre 2024, care sunt planurile de viitor, dacă le putem spune așa foarte rapid și ce se poate spune evident. O să încep totuși cu Bogdan Pietroiu, o să te rog Bogdan să ne vorbești un pic despre 2024, așa cum îl vezi. 2024, din, din perspectiva uh, AI, exact. uh, cred că, sau cel puțin asta este pariul meu, uh, o să fie dominat uh, de uh, multiple companii care vor ieși cu produse din, uh, din sfera sfera. Am văzut că se modus. pregătesc toată lumea, acum caută. Este un creează, domeniu emergent. Da? Da? Nu chiar toată lumea, mă rog, sunt mai multe. Domeniu emergent, piață uh -huh. imensă, rezultă competiție. Deci, uh -huh. clar, o să vedem chestia asta. Uh, open source este un curent care produce și el foarte multe alt, progrese în acest domeniu. Și eu cred că open source este, de fapt, open source este motorul, este drive-ul um, progresului. Pentru că permite prin, prin împărtășirea micilor progrese din diverse cercetări un progres general mai mare. Și în materie de Druid în crește, materie nu? De Sau druid, așteptarea? Să... Uh, nu, în materie de Druid noi avem inclusiv un uh, Large Language Model antrenat uh, pe diverse domenii pe care îl uh, propunem clienților ca alternativă uh, celui de la OpenAI pentru a preveni uh, diverse conflicte de data protection și... Uh -huh. Bun, deci aveți un produs să zicem pe care Aveam. îl puteți... Da. Îl vom dezvolta în continuare. Și pe care îl dezvoltați în continuare. Da. Radu cu te rog câteva minute, câteva idei despre 2024. Uh, Raportându-ne strict la zona de AI uh, și computing uh, de înaltă performanță, uh, AI o să intre tot mai mult în domenii variate, de la zona de interacțiune la zona de. Uh, cercetare la zona de educare la zona guvernamentală ca să iau niște extreme. Uh, rolul ei va fi de a sistematiza informație de a o face mai accesibilă de a uh, ajuta la crearea unor concluzii care să accelereze niște procese cum ziceam și inclusiv de uh, training și învățare. Uh, Cred că tot mai multă lume o să o utilizeze sub o formă sau alta, de la a se juca cu CGPT și uh, generarea de imagini cu DALI, uh, până la uh, automatizarea proceselor din fabrică și optimizarea lor. Uh, iar noi ce vom face va fi să susținem toată această adopție și creșterea uh, AI-ului în toate categoriile de industrie oferind infrastructura de care companii precum Druid o au nevoie să poată susține această creștere. Și modelul în care noi facem chestia asta este să construim în continuare data centre de înaltă performanță, de înaltă eficiență energetică, foarte bine conectate la toată infrastructura globală, în care implementăm infrastructure ferme de GPU-uri. Uh, într-un model în care dedicăm infrastructură, bazate pe cele mai noi și avansate uh, GPU-uri uh, existente la momentul ăsta, uh, proiecte dedicate, customizate, uh, pe care le oferim ca serviciu. Și asta ce înseamnă? O companie precum Druid, care are nevoie să scaleze rapid global ca să poată face uh, față concurenței din partea Companiilor asiatice, nord-americane, de, de oriunde ar apărea ele, să poată să aibă acces la infrastructura necesară, fără să blocheze bani în acea infrastructură, să plătească un abonament lunar pentru acea infrastructură și pe care să o scaleze oricât de mult ar avea nevoie, pe măsură ce uh, adaugă clienți, se duc către noi piețe uh, și uh, se dezvoltă. Și atunci, sunt două piețe pe, la care noi ne raportăm. E piața locală, unde ajutăm companii din România să iasă în internațional și companii internaționale pe care le aducem, companii mari de la nivel global, pe care le aducem în România să beneficieze de o infrastructură scalabilă, performantă și poate chiar la prețuri mult mai bune decât le-ar avea în țării veste europene. Mulțumesc să rămânem cu această concluzie. Sper că prin emisiunea de astăzi am reușit să vă punem un pic pe gânduri. Sigur, concluzia mea este că inteligența artificială este aici, este alături de noi, lucrăm cu ea. Cred că cel mai bine este să nu ne temem de, de ea, ci să o privim cu atenție și cu pragmatism. De ce nu? Le mulțumesc invitațiilor de astăzi din studioul RFI, Radu cu director de marketing Cluster Power și Bogdan Pietroiu, director tehnic la Druid AI. Eu sunt Constantin Rudnitski și ați ascultat Esențial. Vă invit ca de obicei rămâneți pe RFI. Vă doresc toate cele bune. Sărbători liniștite!